De ziua lor, chiar dacă nu au fost cele mai bune șoferițe, femeile au fost amendate cu flori. În loc de punctele de penalizare și procesele verbale de constatare a contravenției, pe 8 martie și numai în această zi, femeile aflate la volan și care n-au greșit prea multe manevre, au primit zâmbete și câte o floare. La lele, la lele, frumoasele mele, la lele. Terminal la Mocan. Serviciul Poliției Rutiere astăzi vă sancționează cu o floare. Fie că se pricep să conducă, fie că mai pleacă din parcări cu frâna de mână trasă, doamnele și domnișoarele de la volan fac parte până la urmă din viața tuturor. La ceas aniversar însă, greșelile pot fi iertate, dacă sunt mici. Dacă se strică mașina, ce faceți în calitate de șoferiță? Eu nimic, trag pe dreapta și sun. Normal, un bărbat. Dacă vi se strică mașina, ce faceți? Nu știu, intru în panică, cred. Ce ar trebui schimbat în trafic între șoferii bărbați și femei? Să se respecte femeile, că știu să conducă. Femeile conduc mai bine decât bărbați? Nu întotdeauna. Dar mai preventiv? Da, mai precaut. Care sunt cei mai buni șoferi, femeile sau bărbați? Ei, nu putem face diferențe, ambii. Și femeile și bărbații. Șoferii bărbați ar trebui să respecte mai mult femeile în trafic? Da. Dar nu le respectă. Trebuie mai mult respect din partea bărbaților pentru femeile șoferi? În trafic, cred că da. Să fie ei mai răbdători. Ce ar trebui schimbat? Cred că mentalitatea bărbaților. Sunt mai buni șoferii bărbați decât femeile? Nu neapărat, nu. Vă simțiți respectat în trafic de bărbați? Câteodată, da. Da? Da. Ce ar trebui schimbat? Nu știu, să fie mai mult respect între șoferi. Dincolo de toate, se pare că femeile sunt, dacă nu mai talentate, atunci măcar mai prudente la volan. Potrivit statisticilor, doar 3% dintre accidentele de circulație sunt comise de doamne sau domnișoare șoferițe.